Pompieri au salvat 10 de oameni din calea puhoaielor. 4 persoane, printre care și un copil de 12 ani, au fost surprinse de viitură într-o rulotă. Așa aici o plouă putem, o plouă pe Varai, pe Mestea, că nu domnule era acolo de acolo, vii apă. În casă, la sora dumneavoastră, a intrat apa? În casă chiar nu a intrat, numai în bucătărie și în beci, uite, beci plin de apă. Pe Horita, că e gata, acolo. În bucătărie s-o băgat. La găin s-o băgat, toate locul s-o băgat. Sunt vreo 50 de case afectate, mai grav. Pagube materiale, animale, vieți omenești, nu avem. S-a luat legătura, s-au evacuat persoanele din locuințele afectate și s-a format comitetul local de situație de urgență și mai avem încă treabă. La 3 jumate deja au fost aici pe mâna și au tăturcat până au fost și dincolo pe scări. Apa sus. Nu ce caz, cartofi, porumb, 80 de aritoti și o apă, praf, nimic, bani băgați în agricultură. Asigurare n-aveți pe... Păi nu vreau nicio firmă să asigure, domnule. Păi da unde să mă asigure? În vârful dealului nu mă vrea. Nici aici lângă vale nu. La ora 4:30 am vrut să ne întoarcem să facem o analiză la nivelul comunelor în Farcașa și în Adusat. Am primit un telefon prin care îmi spune că este o cădere de nori pe Șoncuta, pe râul, ziceți, Bârsău. Bârsău. Păi când am ajuns-o pe Bârsău, vreau să vă spun un lucru. N-am văzut în viața vieții mele o revărsare de apă decât în 70, când am fost în satul mare exact. Practic nu s-a putut face nimic. Atât s-a putut face să facem alertă în sat, să poată ieși oamenii din casă, să-și scoată animalele. Ultima care a rămas a fost o bătrână care, săracă de-a n-a vrut să iasă din casă, s-a sperat de tare că a văzut că vine apa și cu un buldur excavator am evacuat-o de acolo. Ceilalți oameni n-aveau unde, că spuneau că sunt amenajate locuri de a fi evacuați. Nu-i cazul în Bucim și în Șoguta, cunoașteți care, cum sunt gospodăriile, ce sunt oameni acolo. Situația este dramatică și în județul Sălaj. Aproape toată localitatea Surduc este acoperită de ape. Oamenii au fost scoși din case cu excavatoarele și bărcile.